Fondurile puse la dispoziție de oficiul de cadastru vizează suprafețele din extravilanul localităților și terenurile care fac obiectul proiectelor de infrastructură de interes național, cum ar fi drumurile, autostrăzile sau rețelele de utilități. În această etapă a programului sunt vizate acele localități care nu au beneficiat încă de fonduri pentru astfel de lucrări. La noi în județ sunt 103 localități aflate în această situație. La Radomirești, spre exemplu, edilul spune că acest program este binevenit pentru că sunt multe probleme legate de titlurile de proprietate, iar banii din bugetul local sunt prea puțini pentru a putea fi făcute și investiții de acest gen. Ca și alte primării și primăria Radomirești are mare nevoie de astfel de operațiune făcute pentru comună, dar ales pentru cadastrare. Aveți probleme acolo cu cărțile funciare, cu titlurile de proprietate? Avem și suprapunere, avem și probleme, avem. Această sumă de 1,5 miliarde este binevenită pentru aceste lucrări, altfel v-ați fi permis din bugetul local să susțineți lucrările? Nu aveam cum să ne permitem în bugetul local, mai ales că anul ăsta nu prea s-au alocat bani față de alte țări la primării. Specialiștii de la cadastru au explicat într-un comunicat de presă care este procedura de derulare a lucrărilor. Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sectoare cadastrale din extravilan și, prin excepție, din intravilan se realizează în baza unui contract de finanțare încheiat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu fiecare unitate administrativ-teritorială solicitantă. După semnarea contractelor de finanțare, unitățile administrativ-teritoriale vor încheia contracte de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică, explică reprezentanții Oficiului de Cadastru din Olt. Contractele de finanțare dintre primării și oficiul de cadastru urmează să fie semnate la sfârșitul acestei luni. Apoi, primăriile vor fi cele care vor încheia contractele de prestări servicii cu firmele specializate în lucrări de cadastru, fondurile urmând să fie alocate după deschiderea cărților funciare. Până acum, în județul Olt s-au finalizat lucrările de cadastru în 43 de localități. La Valea Mare, Iancu, Jianu și Brebeni, acestea au inclus și terenurile și imobilele din intravilan, finanțarea fiind acordată în cadrul unui proiect Cezar.